dumneavoastră sunteți domnul Mișu? Da, ce doriți dumneavoastră? M-a trimis cu Ana Lenuța, știți, cu bărbatul meu. Mm-hmm. Îl judecă azi. Eu sunt nevasta lui Vasile Sfârlează. Anu Sfârlează? Da. Dar mi se pare că mi-a spus ceva Lenuța. E vorba de povestea aia cu talpă, nu? Cu... Da. Mm-hmm. Da, da. Și trebuie un martor? Da. Cunosc eu pe cineva, însă trebuie plătit bine. Da, oricât nu mă uit la bani, domnule. Pe cineva foarte deștept, da. Pe cine? Eu. Atunci să vă spun cum stă chestia, ca să știți să spuneți la proces. Nu, lasă, știu, eu sunt de meserie. Păi, dar totuși trebuie să vă spun câteva cuvinte, nu? Ca să știți despre ce... Dumneata dă banii, să văd banii și las, că vii la proces să vezi cum mă descurc eu. Bine, domnul Mișu. Mamă, lasă, spune mine să vezi și iese, auleu. Să intre martorul Mișu Trandafir, zis Guraleului. Da. Aici să trăiți în altă curte, jur că voi spune adevărul și numai adevărul. Îl cunoști pe inculpat? Da, pe Costică, pe Costică, ca frații, de mic copil. De mic copil n-a pus picătură de vin în gura lui. De-aia n-a spart vitrinele bufetului, nici capul ospătarului. Ce cap, ce ospătar? E vorba de inculpatul Vasile Sfârlează, care a sustras cele 39 kg de talpă. Da, sigur, dacă bine ziceți, exact, exact. Azi e vineri, nu-i joi. Da, sigur, nu să știți, ca frații, de mic copil îl cunosc pe Vasile. Ziceai că pe Costică. Pe... Da. Păi sigur, Vasile, pe așa la lintăm lui, Vasile, Vasilicuță, Costică. Da, știți că e cel mai mic dintre frați. Ce frați, că n-are frați? Păi nu, eu am frați, el n-are, că e sărac, de unde să aibă? Să revenim. Să revenim. Ce a făcut inculpatul în noaptea când s-a comis furtul? Da, în noaptea de joi spre vineri. Păi furtul s-a comis sâmbătă. Păi da, păi asta am vrut să vă spun. În noapte de joi spre sâmbătă a dormit. De unde știi? Păi am fost la el să văd. Ce să vezi? Cum doarme. Cum doarme, păi are insomnie. Asta e, și-a dormit până dimineață. Și ai stat la el până dimineață? Păi da, că eram invitatul lui. Eram invitatul lui Costică, de Sfântul Ion. Păi Sfântul Ion cade iarna. Păi da, păi el vara e în concediu. Păi trebuie sărbătorită ziua, dată pan, nu? Mai un pahar, mai o friptură, mai un șah. Păi spuneai că dormea. Păi da, mai bea un șpriz, mai dormea, mai mânca o friptură, mai dormea, mai dansa, mai dormea. Știți că de la o vârstă... Ce vârstă, că are 27 de ani? Păi da, de la 26 de ani doarme. Păi spuneai că are insomnie. Păi da, păi asta e insomnia lui. Doarme, doarme încă din școală. Ce școală, că n-are nicio școală? Păi nu, n-are el școală, eu am școală. Eu mergeam la școală și el dormea. Dar ia spune dumneata mie, talpă ai văzut la prietenul dumitale? Talpă? Cum adică talpă? Talpă, talpă de ghete, talpă de pantofi, ai văzut vreodată la el? Păi ce să facă el cu talpa? El era cizmar. Își repara singur. Va să zic că dumneata susții că a stat în casă până dimineață. Da, recunosc, onorată curte, recunosc, jur că voi spune adevărul și numai adevărul. Totuși, martorul Iorgulescu l-a văzut noaptea cu un sac în spinare. Păi da, eu l-am rugat. Ce l-ai rugat? Să facă pe moșgerilă. Moșgerilă în iulie? Da, pentru copii, dachina, știți. În iulie? Păi da, păi în decembrie n-am avut posibilități. De ce ai ieșit din curtea fabricii cu un sac în spinare? Păi îl vedea copiii, că venea de acasă. Și dacă făcea pe moșerilă, de ce nu și-a pus barbă și mustăți? Cum să-și pună barbă și mustăți să zică că s-a deghizat ca să fie să fure talpă? Și atunci de ce a sărit gardul? Păi i-a recomandat doctorul, de 3 ori pe noapte câte un gard. Da. Asta înainte de masă, să-i priască. Ascultă, dar dumneata știi că s-a găsit la inculpat în pivniță un balot de talpă? Nu fi adus pisica. 39 de kilograme? Am făcut mai multe drumuri. De cuvântul meu, onorată curte, știți cum care pisicile astea? N-am pomit. Uite, mie mi-a cărat pisica, mi-a adus în bucătărie un cap de pește cu fulgi cu tot. Ia spune dumneata mie,
Știi cât poate să ia un martor mincinos? Mie spuneți cât poate. Și credeți că îi se dă? Precis, de data asta precis îi se dă. Foarte bine. Mamă!